Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față vă voi arăta cum am rezolvat problema în cazul unui produs primit greșit, cumpărat de pe AliExpress. Am cumpărat practic un modul pentru măsurare capacitate acumulatori. Modulul se numește ZB2L3. Pe AliExpress și nu numai, se găsesc mai multe versiuni. Versiunea a doua, a treia și se pare că și a patra. Cel de față. Pe AliExpress, vânzătorul arată că vinde versiunea 2.3. Din păcate, eu am primit versiunea a patra. Se vede că scrie V4.0.0. La început, tați crede că este bine. Din păcate, nu e așa. Deoarece versiunea a patra nu se poate calibra. Doar V2.3 se poate calibra. Anterior, am făcut comandă acestui kit V3.0, însă nu știam că există și variante care nu se pot calibra. Am crezut că toate se pot calibra. Nu am citit bine pe internet. Așa că am comandat din nou încă un kit, bazându-mă pe faptul că vânzătorul va trimite produsul ca în poza respectivă. Din păcate nu. Hai să vedem care sunt diferențele între cele două. Păi în felul următor. Vedeți că scrie versiunea respectiv V3.0 sau V4.0.0. Apare o literă și niște cifre, V1954. În cazul acesta apare HW586. Uitându-mă mai atent, observăm că versiunea 3.0 există un rezistor SMD în zona aceasta, iar în versiunea 4.0 nu e. A doua diferență constă faptul că acel display cu 7 segmente și 4 caractere are modul de conectare diferit. Da? Se vede. La versiunea a patra are doar un rând de pin sus, iar în cazul versiunii a treia are un rând de pin și sus și jos. Însă dacă tot l-am luat, haide să încercăm să vă demonstrez faptul că nu se poate calibra nici acesta. O să vă măsor precizia tensiunii și precizia curentului imediat. O să fie un clip cât mai scurt posibil. Să vă demonstrez că nu se poate calibra. În mod normal, la versiunea 2.3 se apasă pe toate cele 3 butoane, OK, plus și minus, simultan, apoi se introduce alimentarea prin acel micro USB. Și din păcate nu apare. Acum observat că clipește în camera. Anterior nu făcea acest lucru. Da. Hai să văd dacă pot scăpa de acel clipit. Am scăpat cât de cât. A trebuit să modific expunerea. O să pun și acest așa zis filtru ca să vedeți mai bine. Ok, deci nu se poate calibra. Apăsăm pe toate cele 3 butoane simultan și introducem alimentarea. Din păcate, trebuia să apară niște caractere, un fel de 0V, 0A, ceva gen. Plus că versiunea a patra pâlpâie acel display. Și să vedeți că versiunea a treia nu clipește. Nu apare acel refresh în cameră, vedeți? Da. Și că versiunea îmbunătățită, da, bine. Versiune îmbunătățită pe naiba. Haideți să măsurăm tensiunea, să vedem diferența, dacă acest afișaj măsoară bine. Chiar îmi pare rău că flicără în cameră. Deci pe acest display ne arată 3.82V. Să vedem ce ne spune multimetrul acesta de la Kiwiz. 3.82. Interesant. Dacă nu arată rău. Mă refer la precizie. Ok. Să verificăm și curentul. Hai, suntem la 2.5, deși e doar un test scurt, nu prea contează. Tensiunea minimă unde să taie, să se oprească descărcarea testul. Și dădem pe OK. A pornit descărcarea. Avem un curent de 0.963A. Iar ăsta ne afișează, un moment să vedem, 0.965. Pe plus. Aproximativ 4 mA pe plus. Chiar nu e rău, curentul îl afișează destul de precis, chiar mult mai bine decât versiunea V3.0. Ar fi fost ideal dacă afișa cum trebuie și pe măsurarea curentului. Asta e.
Da. Măsoară pe plus. Afișează pe plus. Și din păcate nu pot calibra. Hai să vă arăt încă o dată tensiunea. Să măsurăm. 3,8 volți. Da, tensiunea e în regulă, o afișează corect. Doar curentul măsurat este cu 4 mA pe plus. Asta e. Iar acum cu siguranță vă întrebați și da, totuși dacă ai primit produsul greșit, cum ai rezolvat problema? Păi am cerut bănuții înapoi. Inițial am crezut că o să trebuiască să returnez acest produs și ce am observat ar fi costat mai mult transportul decât costul produsului. Însă, spre bucuria mea, am observat că mi-au trimis bănuții înapoi fără să trebuiască să returnez acest produs. Observați acum pe video că scrie pe fundal verde și scrisul verde Good Reputation, No Need to Return. Asta înseamnă că eu ca și cumpărător am o reputație bună, mă țin de cuvânt și în cazul acesta nu mai e nevoie de returnarea produsului. Nu am mai stau să citesc acum care sunt condițiile AliExpress, dar destul de interesant. Da, așa este, cumpăr destul de multe produse de pe AliExpress în fiecare lună. Nu unele nu scumpe, destul de ieftine, însă am cerut de câteva ori, nu s-a întâmplat de multe ori, banii înapoi, pentru că am primit produsele chiar greșite în unele situații. E adevărat că se întâmplă foarte rar și nu a fost nevoie să returnez acel produs. Ceea ce e foarte bine. Acum nu știu cum e în cazul vostru, eu vă spun cum am pățit eu. Și poate vă întrebați cum am rezolvat problema. Păi în felul următor, te duci în My Orders, în contul de pe AliExpress și în celălalt colț, din dreapta jos, vă apare un mic omuleț și cu textul Need Help. Apăsați pe Need Help, iar apoi pe zona aceasta unde scrie Chat White Agent Now. Adică pentru a vorbi în engleză cu o persoană reală. Și urmați instrucțiunile, spuneți în funcție de ce situație aveți. Cam asta e. Interesant că nu a fost nevoie să returnez. Niciodată n-am pățit ca să trebuiască să returnez produsul. E adevărat că, încă o dată vă spun, cumpăr produse ieftine, nu produse scumpe. Și cam aici se termină acest clip unde v-am arătat pățania mea cu acest produs primit greșit de pe AliExpress. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!